Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că în acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripă, precizând că este o circulație mai intensă a virusului gripal. De asemenea, Pintea spune că nu a fost anunțată ca vreun spital să fie intrat în carantină. E adevărat că spitalele sunt luate cu asalt în acest moment, dar fiecare are posibilitatea să limiteze vizitele în spital în această perioadă. Nu mi s-a adus la cunoștință ca vreun spital să fie intrat în carantină în acest moment, a declarat Sorina Pintea la evenimentul de lansare a unei campanii de vaccinare. Ministrul a mai precizat că, potrivit ultimelor date, aproximativ 1.200.000 de persoane s-au vaccinat antigripal. Ministrul Sănătății a anunțat că statul acoperă vaccinurile antigripale pentru grupele de risc ale populației, personal medical, bolnavi cronici, bătrâni și femei gravide. 7 persoane și-au pierdut însă viața din cauza gripei de la începutul acestui sezon. Niciuna dintre acestea nu era vaccinată antigripal. ANPC a pus în discuție publică proiectul ordonanței de urgență privind modificările și completarea unor acte normative referitoare la protecția consumatorilor privind creditele de consum, practicile incorrecte ale comercianților și clauzele abuzive din anumite contracte. Modificările privesc în special partea de contravenții și sancțiuni, dar introduc și conceptul de mystery shopping în achiziția de bunuri și servicii de către autoritatea de control și stabilesc modul de avizare al produselor alimentare provenite din țări extracomunitare. Personalul cu atribuții de control din cadrul autorității poate să achiziționeze bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o altă identitate, mystery shopping, inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin noul regulament și de a obține mijloace de probă, arată expunerea de motive. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele 11 luni ale anului 2018, comparativ cu perioada similară din 2017, cu 6,7% ca serie brută, tot pe creștere fiind și volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piață prestate populației, potrivit INS. Activitățile de întreținere și reparare autovehiculelor au scăzut cu 12%. În perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2018, comparativ cu aceeași perioadă, din 2017, volumul cifrei de afaceri pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut cu 7,5%. Activitatea de servicii de piață prestate populației, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna noiembrie 2018 a crescut cu 8,4% comparativ cu luna noiembrie 2017. Cursele aeriene care pleacă de pe aeroporturile bucureștene pot înregistra întârzieri de până la 30 de minute din cauza degivrărilor, a anunțat azi dimineață Compania Națională Aeroporturi București. Operarea este normală pe aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu, dar în condiții de ninsoare. Sunt întârzieri minime la unele curse ca urmare a operațiunilor de degivrare. Suprafața de mișcare este curată, dar se intervine constant pe piste, platforme și căi rulare pentru îndepărtarea zăpezii, spune reprezentanții companiei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 27 de județe se află sub o atenționare cod galben de viscol până miercuri seara, iar la nivelul întregii țări este în vigoare o informare de vreme rea cu intensificări ale vântului ce vor avea viteze la rafală de 45-55 de km pe oră, accentuând senzația de rece. Volumul lucrărilor de construcție a scăzut în primele 11 luni din 2018 față de perioada similară din 2017, ca serie brută cu 4,1% și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare cu 2,6% potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate astăzi. Scăderea ca serie brută a fost reflectată la lucrările de construcții noi, 8,5%. Creșteri au fost consemnate la lucrările de întreținere și reparații curente, plus 7,6%, și la lucrările de reparații capitale, plus 2,6%.